Candidații au avut de ales între 10 materii: biologie, geografie, fizică, chimie, informatică, logică, sociologie, economie, psihologie și filozofie. Pe primul loc în topul preferințelor absolvenților buzoieni a fost geografia. Unii tineri spun că alegerea a fost una inspirată. Abia ieșiți din sălile de examen, candidații catalogau subiectele de astăzi ca fiind unele facile, cel puțin în comparație cu testările la limba și literatura română sau matematică. A fost ușor la geografie față de matematică și română. La română oricum a fost acceptabil și oricum a fost bine acum la geografie. Care dintre probe ți s-a părut cea mai grea? La geografie sau? Nu, în general. Matematică a fost cea mai grea. Nu mă aștept să iau, dar asta e. Astăzi ți-a pus vreun subiect probleme? Nu mi-a pus niciun subiect probleme pentru că am învățat ieri și a fost totul ok. În eventuala fericită în care o să iei bacul, deși tu ești pesimist, la ce facultate dai? Nu mă duc la facultate, mă duc la Buzău, la post-liceală. Geografie. Și ți-a pus un subiect probleme? Nu. În general, cum s-a desfășurat bacul pentru tine? La ce a fost cel mai greu? La matematică. Nu mă așteptam să dea chiar atât de greu, adică au fost subiectele mult mai greu ca la M1. Deci nu mă așteptam. A fost greu, iar la română am făcut și la română, nu mi-a pus probleme. Cam la ce notă sper la matematică, unde zici că a fost mai greu? Sunt între 6 și 7. După bac, facultate? Da. Aș vrea să încerc la medicină și dacă nu iau, drept sau psihologie. Părerea mea e că a fost ușor, adică subiecte ușoare, nu de 3 ore, ușor, ușor. Tot geografie? Da, geografie. Ceva cu împărțiri, cu PIB, cu... Am stat mult la calcule și atât. În rest a fost ușor. Din celelalte probe, care a fost aia cea mai grea? La română, cred că nu prea mă împac eu așa cu română. Oricum a fost bine. Sper să fie bine. Ce notă sper să iei la română? La română sper să iau 6, acolo, tras de păr. Și medie generală? Medie generală, să zic, 7 și... După BAC, ce facultate urmezi? Cred că agronomie, management sau ASE, tot management. La ultima probă a examenului de maturitate, în centrele din județ nu a fost consemnată nicio tentativă de fraudă. Rezultatele la bacalaureat vor fi afișate duminică, atunci când vor fi depuse și eventualele contestații.